Cea mai importantă învățătură de credință. Deci cea mai importantă învățătură a credinței noastre creștine este învățătura legată de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, despre care Sfintele Scripturi și Sfânta Tradiție a Sfintei Biserici mărturisește că s-a întrupat, a pătimit, s-a îngropat, a murit, s-a îngropat și că a înviat a treia zi. Această învățătură a fost fixată de Sfinții Părinți ai Bisericii în secolul IV, pentru că au existat fel de fel de controverse, fel de fel de idei legate de dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, iar faptul învierii este cel mai important temei al mărturisirii dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos, biruitorul morții. Sfinții Părinți, în secolul IV, la Nicea, în anul 325, s-au întrunit și sub asistența și sub lucrarea și sub inspirația Sfântului Duh, au stabilit câteva principii fundamentale ale credinței noastre, pe care le-au coagulat, le-au adunat în ziceri care compun prima parte, aproximativ jumătate, prima parte din crez sau din simbolul de credință pe care noi îl rostim. Partea a doua a fost stabilită în următorul sinod ecumenic în anul 381 și se referă la cinstirea Sfântului Duh și la întemeierea și valoarea Sfintei Biserici și la sfârșitul vieții noastre și la învierea morților. Pentru că temeiul pe care Sfinții Părinți au stabilit că Hristos a înviat cu siguranță, fără dubiu, fără îndoială, nu este un temei de la oameni, ci este un temei de la Dumnezeu, atunci ei au spus, întemeiem această învățătură a învierii pe zicerea Sfintelor Scripturi. Cuvântul a treia zi după Scripturi nu însemnează că a înviat undeva după Scripturi sau undeva după ce s-a terminat inspirația și s-au scris Sfintele Scripturi, ci că a înviat după cum spun Sfintele Scripturi. Deci, învățătura despre înviere este o învățătură revelată de Dumnezeu, preluată de oameni și mărturisită, și este învățătura centrală a creștinătății. De aceea spunem că a înviat a treia zi după Scripturi, pentru că învățătura este revelată de Dumnezeu și nu este după mintea oamenilor. Când mărturisim cuvintele și le spunem prin salut creștinesc, Hristos a înviat, spunem aceasta și pentru că din generație în generație s-a mărturisit de către oameni învierea, mergând până la martorii învierii, care au fost oameni. S-ar fi putut stabili această învățătură despre înviere și pe mărturia Sfintelor Femei, că l-au văzut în dimineața învierii, și pe mărturia Sfântului Toma și a apostolilor în mijlocul cu cărora a venit, și pe mărturia celor cu care a mâncat și cu care a vorbit și pe care i-a binecuvântat după înviere și care l-au văzut înălțându-se la cer. Și totuși, Părinții Sfinte Biserici au căutat temei după înțelepciunea lui Dumnezeu și după descoperirea lui, adică prin revelația supranaturală a Sfintelor Scripturii.